Salut, are tuturor, ne regăsim la un nou episod cu o nouă serie pe Fados 3 în care vom face o carieră manager și vom crea clubul CSA Steaua, care știu că am făcut și pe FIFA 22, dar n-am terminat-o pentru că nu prea am fost avut timp și acum o să încerc să o termin. Deci, ori ne putem crea antrenorul nostru, dar am să-l luăm pe Hagi. Este o legendă și o să facem cu Hagi și ne vom crea clubul. Deci, să ne creăm clubul nostru. Bun, o să fac tot și noi cred că o să ne revedem după ce termin tot de făcut. Bun, am terminat ca să creiem aici. Deci, să vedem ce echipă o să... Da, din Liga 3. Deci, ce echipă o să scoatem afară? Botoșani, Argeș, Faru, nu, Mio, cred că va fi Mioveni, îmi pare rău, dar cred că ori Mioveni este cea mai slabă echipă, adică are cu o singură stea, Argeș, da, Mioveni, îmi pare rău pentru fanii Mioveni, dar n-am de ales, sunt obligați și rivala, bineînțeles că este FCSB. Deci, o să-mi creez echipamentul tot și o să ne revedem după ce am terminat de creat echipamentul și tot. Bun, am terminat de făcut aproape tot. Normal, după cum vedeți, tricourile normal sunt trei, dar al treilea de la CSA Steaua seamănă exact cu primul și așa al treilea l-am modificat un pic, am să vi le arăt mai aproape. Deci, ăsta e așa galben cu alb. Ăsta, da, chiar că l-am găsit, e exact la fel tricole, am reușit ca să le găsesc. Și ăsta de portar, nu știu cum este, dar am ales un galben. Emblema asta mi se pare că este cea mai... care seamănă cu... ca, cum să vă zic, care seamănă un pic ca lui CSA Steaua. Și stadionul Ghencea. Am luat un stadion de... sincer, habar în câte locuri are. Are 38.000 de locuri. Și vom continua acum. Ok, echipa noastră. Deci o să ne alegem o echipă slăbuță. Sau dau jumătate de stea, tineri, ca să punem echilibrat. Buget 1 milion. Stai ca să-mi iau de o formație pe care o să joc. Ca apoi să... Asta e bună, doar atacă Cristea. Mi-ar trebui în Cristea să nu fie atacant, ca să fie atacant central. Ăsta e un fel de mijlocaș în poziția asta. Jucătorii sunt destul de slăbuți. Bun, cred că aici, adică ăsta e la cum ne zice, ca să fie club mic, club care se bazează pe tineri, pentru național, adică pentru titluri, adică ăstea sunt foarte îndetați. Asta ar putea să fie foarte mare, că este o echipă care nu are persoană și ăsta, un club mare. Vom alege un club mare și vom da continuăm. What the fuck? Putem să modificăm jucătorii? Bun, dar noi nu vom modifica nimic, noi vom juca așa, deci avem o echipă foarte slabă. Să sperăm că vom face ceva cu ei. Ok, aici jucăm pe Champions sau Pro, deci nu am mai jucat de foarte mult timp. O să punem pe Pro, dacă în caz că simt că este prea ușor dificultatea, o să modific, dacă cred că este prea ușor, o să pun pe Champions, pe campioni. Bun, și continuăm. Sunt foarte multe noi animații din câte am văzut. Și să sperăm ca să reușim să câștigăm în vreo 3-4 ani UEFA Champions League, CSA Steaua. Am fost jucat un pic să văd cum e. Înregistrăm. A warm welcome to you Și all. Without prezentarea lui further Gheorghe delay, we are Hagi pleased la to introduce the new CSA Steaua, manager. care au promovat în prima ligă. A, dar n-are fața lui. Ok, avem 480, da. Vom alege tot ce se poate și vom echipa Cristian, normal o să modific. Wow, dar este foarte slabă.
Centrul. Ok, deci nu avem niciun jucător tânăr cu un potențial imens, nu avem nimic. Bun, deocamdată să ne vedem echipa. Bun, o să mă uit la echipă, o să mă uit și la ceva jucători care avem de făcut foarte multe schimbări, foarte multe. Deci, o să mă uit la echipă, o să pun de vânzare, cred că foarte mulți jucători, ca să putem să mai recuperăm niște bani și apoi să facem două, trei transferuri. Ok, noi ne vom revedea imediat. Bun, am găsit ceva foarte interesant care am așteptat ca să vă arăt. Deci, sunt aici în transferuri și, după cum vedeți, am găsit 23 jucători români liberi de contract. Este Chicăldău, Niță și Florin Tănase. Nu m-am așteptat ca să-i găsesc, deci o să le fac ofertă la toți trei și așa vom avea primile trei transferuri. Deci să... Dar nu știu ce salariu să-i dau. Sper să nu se supere să plece. Deci dăm un contract ca să fie titular indiscutabil, Niță. Ok. 2 ani, are 34 de ani, acceptă? Ok, să-i propunem o clauză, hai să-i punem o clauză de 1.700.000, de ce nu? Și câți bani să-i dăm oare la Niță? 2.000, oare vrea 2.000 sau este prea mult? A, e bun, cred că am dat pe ea mult. Pe Cicălduf și pe Tănase, cred că am să aștept un pic. Am foarte multe mesaje. Bun, aici nu ne interesează. Am pus pe foarte mulți jucători de vânzare și nu le-au prea convenit. Dar asta este. Deci, aici vom modifica echipa. Cristea va fi un... A, hai că dacă le au pe Tănase, cred că o să vine tot în tot așa, tot această poziție. Dar Niță n-a venit sau ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg. Transferuri. A, s-a supărat. Bun, că s-a fost supărată. Deci o să jucăm este meci amical. A, da, o să jucăm asta. Doar momentele tari în ofensivă, în atac. Să sperăm că vom reuși să marcăm. Vom avea poate vreo două ocazii. Ok, sunt în atac. Mingea se... Wow! Foarte slăbuț a tras. A, ne conduc 1-0. Se mișcă foarte greu jucătorii. Dat-o bine. Acum se pare că cred că am un contraatac, dar... Bun, asta este șansa mea, Marin. Marin, dar echipa este foarte lentă. Cred că o să încerc să forțez să le iau pe Tănase și pe Cicăldău. O să ne ajute foarte mult. Și Cristia
2-0. Se pare că am pierdut primul meci, n-am nicio șansă să-l câștig. Nu m-am așteptat să am atâtea ocazii. Posibilitatea de ce intrare am văzut. Și marcăm. Bun, am pierdut cu 2-1, dar poate dacă făceam meciul, poate avea mai multe șanse ca să câștig, dar nici echipa nu este prea bună. Numai la ea 400 de mii m-ar ajuta destul de mult. E bun când da skip la antrenamente. N-avem noi informații despre jucătorii. Florin Tănase. Ok, valorează în jur la 2 milioane. A, deja negociază cu altă echipă. Deci n-am de ales, sunt obligat. Dacă mi-ar cere el un salar, ar fi perfect pe 4 ani. A doar că o să facem 2. O, 10.000, perfect. Wow, dar nici nu mai rămân fără niciun ban. Părinte, n-ați nouă transfer. Florin Tănase, fără niciun ban. Da, este noul star. Bineînțeles, Cristi are doar 5-8. Doar chestia că cred că acum am dat toți banii pe Tănase. Să sperăm că vom putea vinde vreo 2-3 jucători să Tănase intră direct în primul 11 și vom da drumul la meci. Pare că începe să aibă ocazie, va centra și este o apără foarte bine Radu. Deocamdată nu prea cunosc tare bine echipa. O să nu iei un timp până ce să o cunosc. Ok, o ocazie din nou periculoasă pentru adversar, dar jucătorul nu cade jos. Hai, du-te în față. Dacă mergeai. Și portalul, măcar avem un portar bunicel. Deci nici o pasă nu reușim. Și mi-a dat roșu, nu pot să cred. Salihovic, Salihovic, Amer Salihovic. Dar numai la... Nu știu cum am mers așa tare, ciudat. Ok, bun, Radu o să... Nu că nu mai este la postul lui. Și o să punem pe... Ok, bun, n-are rost, nu mă aștept la nimic.
frumos, foarte bună pentru Tănase. Tănase este în față cu 1-0 și marcăm gol Florin Tănase. Marchează pentru debutul lui la CSEA Steaua. Am avut un contraatac, dar chiar am fost dominați tot meciul și noroc cu această ocazie. Deci Radu este mort. Serrano, dar o să-l mai las. Deci, wow, să nu zicem că un roșu. Ce mi-a făcut portarul aici, mi-a dat gol capul din afara careului. Asta nici nu m-am așteptat să fie o fază periculoasă, să mă uit odată. Nu, aici portarul a fost. N-a făcut nimic. Doar s-a uitat la secundința. Deci nici o pasă nu sunt capabil să deie. E din nou Florin Tănase. Din Tănase, Florin Tănase, șută cu stângul, iradează. Ce nu reușim să ținem nimic. Din nou Florin Tănase, nu are o ocazie. Pasă foarte bună, centrare, vete, gol. Nu știu cine a marcat. Dar am reușit până la urmă, din acea ocazie, să marcăm. Cine este numărul 7? Sisopo. Cu numărul 7 a reușit să marcheze. A adversarului. Dar ce am făcut aici? Pot să văd ce am făcut. A, cred că este mână. Nu cred. Și chiar am vrut să sar pe parte, dar se pare că nu știu cum să sar. Bun. Și avem prima victorie în amicaluri. A fost un meci destul de greu. Chiar foarte greu. Aici avem pentru, ok, ultimul raport al lui Alexandru Cicaldău. Deci ce salariu vreau are Alexandru? Ok, nu mi-a arat aici. Florin Niță. Caută un club, deci chiar n-ar trebui un portar pentru că și ofertă pentru Radu. Bun, Radu... Dar putem negocia un pic. What the fuck, sunt contra? Radu, cred că am cerut prea mult. Și chiar nu trebuie ca să mă scap de ei. Ok, că nu o să avem șansele ca să câștigăm titlul. Mulțumesc că, cred că el e capitanul, mulțumesc că mi-a venit să vorbești. Totul este sub control, nu este problema ta, da? Să zicem că totul este sub control. Da, cu echipa care avem, nu avem nicio șansă să câștigăm titlul. Să vedem aici dacă mai... Ce bani mai... Buget, să vedem cum aș putea...
Și nu mai putem să modificăm bugetul cum era pe celelalte. Bun, să vedem dacă în echipă aici. Ce să are o graniță? Între 11. Wow! Deci, Nita, tu cred că n-ai nicio șansă să vii la echipa mea. Ci tu 15.000, deci. Hai să încercăm să facem deci căldău, dacă l-am putea, ne va ajuta foarte mult. Dar na, nu cred că. Nu am bani deloc. Să-i dăm 2 ani. Fără clauză, 9.000. A, se retrag prima. A, dar n-am deloc. Nu are niciun rost. Bun, ok, pot să anulez direct, n-avem destui bani. Deci, păcat sunt niște jucători buni, dar păcat că nu avem bani. Dar de... Să mă uit un pic în echipă asta dacă reușesc să fac ceva aici, echipă, sincer, chiar nu aici, aici. Cel mai mare, zice Mitterna, se are mult prea mare, tipul ăsta, este de vânzare. Este că sunt prea mulți bani pierd. Contra... Villarreal, bine, am crezut că este Villarreal 1, am zis că n-am nicio șansă contra ei. Dar dacă e B-ul... Unde să jucăm doar momentele, este mult mai rapid, mai ales amicalele și vom juca meciurile normale ca să terminăm amicalele. Sperăm că echipa noastră să fie destul de solidă în față, adică în apărare. Wow, avem o lovitură liberă, dar... Cine este cel mai bun? Nu este Tănase? Cred că am tras prea tare. Dă-i pe lângă, unge. Avem penalti. Prim și Rafa. Deci nu pot să cred. Deci este imposibil. Jucătorii sunt foarte slabi. Nu știu de ce nu-mi e Tănase în atac. Deci
Deci nu pot să cred, dar cred că eu am jucat foarte prost, a trebuit să trag, să șutez. Cristian, ce gol, cred că despre că nu s-a făcut. Și măcar am făcut un meci egal. Deci dă fund acum în continuare, că dacă chiar nu putem face nimic, doar dacă nu primim niște oferte. Asta pare salariul destul, dar să-i dăm delegate. Să sperăm că... Bun, avem toate raporturile pe jucătorii pe care i-am. Acesta este foarte bun. Deci avem, cred că o să am o echipă foarte bună. Așa e Short, Tătăn, Novak. Deci, bun, acum să vedem toată lista care sunt jucători care sunt interesanți. De exemplu, că ăsta Vega este un jucător foarte puternic mexicanul, dar... nu cred că o să am bani, nu știu ce salariu vrea, între 23 și 37, deci nu am bani. Ali, aici Caldeu, deci Barela, asta ar putea să fie foarte bun acest mexican, dar ce salariu vrea? Între 700, ăsta ar putea să îl putem lua și este bun, are 70. Novak, ăsta vrea salariu mai mare, o să luăm pe Barrera. Normal, bineînțeles că o să fie crucial. Se pune în 5 ani dacă vrea, ar fi perfect. O clauză de liberare, nu. Și a zis 700. Hai să-i dăm 700. Ok, așteptăm. What? Am văzut-o bine sau avem acolo foarte mulți, foarte mulți bani? Adică avem vreo 6-7 mii. Ok, să dăm skip. Agent liber. Javier Barrela. Valorează 2 milioane și ceva, deci ne vom face o echipă bună în Olac, tot în centrul ăsta. Să vedem viteza, accelerația are destul de bună, îmi place de el, dar Vega pe ăsta l-aș vrea neapărat în echipă. Ori pe el, ori este tipul ăsta de 7-6. Afif. Are o viteză senzațională, dar aia este Qatar. Deci vrea un salariu de 23 și Ahif vrea tot cam același salariu. Parcă lui Vega este mult mai mic un pic. Să mai luăm și al doilea pe Novak. Să luăm și pe Croat. 324 vrea, zice. 2400. Crucial. O vrea 5 ani, perfect. Fără clauză. Și vrea, hai să-i punem 2000. O, a acceptat, chiar mai puțin decât ar fi fost vrută.
meciul Vânaschip, pentru că să terminăm meciurile amicale în acest episod ar putea să fie perfect. Și să verificăm echipa cu noile transferuri. Tănase, Barella, Novak și cred că o să-mi trebuiască un apărător dreapta sau... trebuie foarte multe posturi interesante. Îmi trebuie pe apărătorii laterali, un portar bun și un atacant dreapta. Dar dacă vom putea să vindem vreo 2-3 jucători, ar putea să fie bun. Cu Sepsi este primul meci în Liga. În Liga 1, deci Tănase cu noile transferuri, Tănase, Novak, Marin. Avem 2 Marini și 2 Radu și 2 Toma. A, nu, 3 Radu. Doar Radu avem și Marin și Toma în echipă. Trebuie să-i schimbăm. Să sperăm că în primul meci apărarea să fie mult mai solidă, pentru că am avut foarte multe probleme în apărare. Tănase, cum a dat gol, dar chestia aia n-are cum să zic că este primul său gol. Ok, dăm skip și vom începe contra Sepsi, suntem în deplasare. Sperăm că Tănase va reuși să marcheze. Este gol Sepsi, deschid scorul din nou, eroare, a fost un contra favorabil, a zice. Sifarenko. Tănase, gol 1-1, Florin Tănase, cred că va fi golgeterul campionatului, Florin Tănase. Ok, Toma. Normal, cred că mingea trebuie să marcă la Sisoko. Dacă ajungea Sisoko la minge, era mult mai interesantă faza. Am greșit. Am vrut ca să... fac altceva și am apăsat greșit pe buton. Și această ocazie chiar că mi-a luat un gol. Nu cred, a fost mână. Și cred că așa cel meci este pierdut. Doar dacă n-am reușit, n-am nimerit colțul. Este sfârșitul primei reprize, se pare că nu este greu, dar simt că echipa mea are foarte multe slăbiciuni și asta mă face să-mi fie foarte greu.
Bun, începem repriza a doua. Este destul de ușor acest nivel, dar se pare că echipa mea este foarte slabă și sunt diferența de calitatea jucătorilor. De exemplu, că acum pasa asta, normal, trebuie să fie o pasă foarte frumoasă, dar... Ok, contratat pentru Pepsi. Și este... Nu trebuie, 4, și o milință mea. Este asta, este penalti, dar cum este penalti asta? Acum am urcat aici, sunt la 5, deci nu am nicio șansă. Ok, bun, bun, da. Să mergem la rezultatul final, 5. Am mai reușit să marcheze Tănase două goluri măcar. Dar meciul nu pot să zic că a fost greu, doar atât că am fost, am primit o umilință de foarte mare. Bun, vom merge până la următorul meci, apoi o să mă opresc aici pentru acest episod. 390, vrea să-mi dea pe Toma, hai să negociem. $450, o să ne ajute foarte mult acest ban care, dar nu-mi trebuie... refuzăm atâta și vrem un 430. Hai, mi-a scăzut un pic. Titul ca 420. Nu cred. Și au refuzat. De ce n-a putut să urce cu... Ok, o să ai șansa ta să joci. Ok, avem o nouă ofertă pentru acest om, are un salariu destul de mare, cere 210, nu, este prea mult, 390, o să punem între 210 și 300 de mii. Bun, eu am să mă opresc aici pentru acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să-mi lăsați un like și să-mi scrieți în comentarii dacă doriți să fac ceva, unul dintre acești jucători în transferul, dar sincer, eu nu știu ce să aduce, cam pentru că nu prea am bani. De singurul jucător care aș avea bani ar fi de tipul acesta, Nunier. Este destul de rapid și chiar cred că am să îl... Wow! Are un salariu prea mare. Adică dorește un salariu mult prea mare. Deci, oricum o să vedem în următorul, dacă doriți unul din... Ali deja a plecat. Ok, putem șterge de pe listă. Nu are nicio ofertă. Nici asta n-a primit nicio ofertă. Ok, niciunul n-a primit nicio ofertă, nici Cicandău. Ok, bun. Deci nu uitați să vă abonați dacă vă place și să lăsați un like. Noi ne reauzim pentru episodul următor. Ciao, ciao!